Doamnelor, domnilor, stăm de vorbă în aceste momente cu liderul galeriei campioanei României, liderul galeriei Peluza Nord, Gheorghe Mustață. Îi mulțumesc în primul rând pentru faptul că se află în direct cu noi pentru a vorbi cititorilor fanatic.ro. Avem foarte multe subiecte de vorbit, de discutat. Avem meciul de la Cluj-Napoca, un 2-2 de senzație reușit de campioana României, în opinia mea. La un moment dat a fost 2-0. Abia aștept să aflu ce gândea Gheorghe Mustață la 2-0, ce gândea apoi la 2-2 și ce gândește acum văzând echipa. Cum simte campioana României în această perioadă? Au trecut deja 8 meciuri pentru FCSB, 9 pentru ceilalți. A fost victoria cu UTA, a fost acest egal, urmează partida cu Petrolul, despre care de asemenea vom vorbi și din punct de vedere organizării partidei cu Petrolul, echipă care, ca și CFR-ul, se vrea rivală. Dar nu știu dacă FCSB le consideră rivale pe CFR și pe Petrolul. Să vorbim despre pachetele din Europa League care au făcut senzație. Foarte multă lume deja vorbește. Uite, domne, asta este într-adevăr continuatoarea. Uitați-vă câte bilete, câte pachete care nu sunt deloc ieftine au vândut în două zile. O să îl întreb pe Gheorghe Mustață și despre deplasarea care deja fierbe la Salonic. În primul rând îl salut. Mulțumesc mult, Gheorghe Mustață, pentru că ești alături de noi pe fanatic.ro. Vă salut și eu și vă mulțumesc pentru invitație. Ce faci? Cum ți se pare? Cum ești? Care este starea ta de spirit după 2-2 la Cluj? Da, din punctul meu de vedere, într-adevăr, la 2-0 eram un pic dezamăgit de prestația jucătorilor, de jocul care îl prestau. Dar s-a văzut că acele schimbări au adus în plus echipei și cred că, din punctul meu de vedere, acolo s-a făcut diferența. Un Băluță, un Radunovici acolo unde a urcat foarte bine și se știe că Radunovici este unul dintre cei mai buni fundași stânga din țară și cred că mai bine să spun că cel mai bun fundaș stânga din țară. S-a văzut modificarea schemei de joc cu Tănase tras la mijloc și sperăm că la următoarele meciuri și Bârligea să-și facă apariția acolo unde ieri ne-a lipsit un vârf de talia lui. Sperăm da. ca băieții să se mobilizeze. Acum, eu știu foarte bine că și la antrenamente mă uit, îi văd și au foarte mare ambiție. Iată că fundașii din nou și-au făcut apariția în Careu și de câte ori vin acolo fac lucruri bune și înscriu. Faptul că Luis Munteanu a scăpat puțin de sub control de acolo și s-a întâmplat să dea acel gol, asta este, în niciun fel, important este că am revenit și am scos un rezultat de egalitate și cred că dacă mai erau 5 minute, de ce să nu spun că avem și șanse să câștigăm. Zici, dar mai întâi să ne întoarcem, că tare sunt curios. Ce gândeai tu, Gigi? Ce gândeai la 2-0? Uitându-te la meci, ce simțeai și ce spuneai? Te mai așteptai odată să egaleze? Mă așteptam, dacă se înscrie foarte repede un gol, mă așteptam și băieții să revină. La pauză, într-adevăr, am avut o speranță că tot timpul așa mergem. Noi suporterii suntem și sperăm tot timpul că se poate întâmpla ceva și s-au întâmplat foarte multe în fotbal. De fel, să revină o altă echipă, să revină și de la 2-0 și de la 3-0 s-a întâmplat să revină. Dar speranța moare ultima și m-am bucurat la 2-1. Zic, acum o să forțeze puțin și să egaleze și de ce să nu-i și bată. Da, dar la 2-1 am fost un moment în care eu i-au zdrobit efectiv psihic pe CSB-ul, pe CFR la 2-1. A fost golul venit exact când trebuia și băieții de la FCSB aveau nevoie de el pentru a controla apoi. De atunci până la final numai FCSB a fost pe teren și întrebarea mea este: de ce oare nu pot juca de la început? Cu Sparta Praga 0-3 era să egaleze. Ieri 0-2 era să bată. Da, pe la
final poate... 92. De ce? Da, poate unii din jucători care intră pe teren au impresia că adversarului poate fi frică. Dar, repet, am mai spus lucrul ăsta, nu mai sunt echipe care să joace cu frică împotriva ta, pentru că toți intră cu gândul să câștige și să bată campioana. Tot timpul au fost chestiile astea, tot timpul au fost rivalități din punct de vedere fotbalistic al jucătorilor și, într-adevăr, unii din jucători nu ne așteptam să aibă o prestație mai slabă la meciul ăsta. Dar mă bucur și totodată am fost încântat că s-au făcut acele schimbări foarte repede și echipa și-a revenit prin introducerea celor patru jucători și Gigi s-a văzut. Gigi Becali este, adică a trimis la pauză exact ce era nevoie, fără doar și poate din nou a demonstrat cât de bine vede jocul domnul Becali. Da, da, ar fi fost mai bine să vadă jocul de la început cu echipa, să plece cu echipa asta. Eu zic că echipa, e părerea noastră a suporterilor, e părerea, să spun mai concret, și părerea mea este și părerea suporterilor, este să se înceapă de la început cu echipa de bază și să joace cine trebuie, exact cu cei patru care au intrat în teren. Sunt de acord, n-am nimic, apărțărul jucătorul nostru vine după o accidentare gravă și a stat vreo 2 ani de zile. Ne bucurăm pentru el, dar se cunoaște și se vede clar lipsa lui Radunovic acolo. Pantea, la fel, este un jucător de viitor, este un tânăr extraordinar, dar totuși Crețu are o experiență acolo. Iarăși mi-a plăcut foarte mult și atitudine de fotbalist, se vede clar și cred că este un câștig pentru echipa noastră Mihai Popescu. Eu spun că echipa în a doua repriză a făcut exact ceea ce trebuie. Echipa din repriza a doua o vrei? Bine, atenție, Bârligea o să vină, o să fie Enghezana, a lipsit Alexandru. Adică au fost piese, pe lângă cei care au intrat la pauză, vreo 7-8 absențe importante din ce s-a întâmplat. Văzând echipa din repriza a doua, o vrei tu? Asta este echipa pe care o vrei, cu Bârligea și Alexandru în plus? Eu vreau o echipă care să dăruiește, vrem un jucător competitiv și să pună osul la bătaie. Într-adevăr, am spus-o și o repet și acum, și m-am bucurat că a venit Bârligea Daniel, a venit la noi. Și se vede clar că trebuie acolo un atacant cu experiență, cum e Bârligea. Că acum Bârligea a venit la noi și toată lumea spune, domne, știți, nu merită 2 milioane, nu merită. Bârligea e un atacant, asta e, atâta s-a negociat, atâta s-a dat, aveam nevoie de un atacant. Ne bucurăm că a venit la noi și sperăm ca în următoarele meciuri Bârligea să-și facă datoria de atacant. Deocamdată noi avem răbdare cu el, suntem alături de el, îl susținem din toate punctele de vedere. Eu am vorbit cu el, am avut și primul interviu cu el în live-ul meu și sperăm live-ul că el să... Live-ul tău care a fost live și pe fanatic.ro în emisiune joi sau când vin. Da, mă bucur că a fost preluat ca să vadă și să vadă suporterii, pentru că la voi în emisiune se uită foarte multă lume și mă bucur că au văzut ce a transmis Bârligea pentru suporteri. Important este ca la mijlocul terenului să fie acolo Olaru, s-a văzut din punctul meu de vedere, un pic de atenție am avut și eu, s-a văzut că retragerea Tănase acolo la mijlocul terenului a mers mingea altfel. Bine, și cu excepția greșelii la apărătorul de la CFR, în care piticul nostru Băluță a speculat-o. Asta este, asta așteaptă jocul, greșeală.
Îl poți compara cu Speedy Gonzalez, cum are mingea în regim de viteză. Da, a speculat jocul, greșeala, și de acolo s-a relansat jocul. Pasator bun, Rocea, a dat două pase lui Munteanu, ne-a dat și nouă una, Rocea de la ei. I-a fost pasator la trei goluri. Vreau să întreb un lucru, sincer, când ai văzut primul 11, te-ai enervat un pic, nu neapărat să fii revoltat, dar parcă, ce face mâna Gigi, uite ce echipă a băgat. Nu știu, nu am stat să gândesc echipa sau să... În primul și în primul rând, eu tot timpul am spus-o și o repet și acum. Când joci la Steaua și ai venit ca jucător la o echipă mare, iubită de atâtea milioane de suporteri, eu știu că trebuie să joci fotbal. Acum nu mai contează. Șansa ta de a juca fotbal ți s-a dat. Trebuie să și demonstrezi în teren, să-l faci și pe antrenor, să-l faci și pe patron, să nu mai te scoată din echipă. Asta este șansa ta. Dacă joci bine, crezi că Gigi sau antrenorii sunt nebuni să te scoată de acolo? Când no. Tu joci fotbal, da? Se vede clar atitudinea, și s-a văzut clar atitudinea lui Tănase în a doua repriză, s-a văzut clar când a intrat Radunovici, atitudinea lui, cum urcă și ajută atacanții sau extremele, cum extremele se întorc înapoi. Bine, puțin cu excepția lui Tavi Popescu, e, deocamdată se pregătește bine și sperăm să revină în forma bună a lui. Să și joace bine. Nu știu, probabil nu o să dai nume, dar apropo de șansă, sunt unii jucători care ratează șansa de a arăta că merită să joace la FCSB după ce ai văzut în primele meciuri din acest campionat? Nu știu, nu vreau să spun acum de începutul campionatului. Nu vreau să trag concluzii eu, dar concluziile trebuie să le tragă ei. Noi avem răbdare cu jucătorii noștri, întotdeauna am fost alături de ei, am avut răbdare cu ei. Ei trebuie să înțeleagă, acum nu mai trebuie să te zbați, să tragi tare că vezi, Doamne, evităm campionatul ca să jucăm în Europa. Suntem calificați, suntem în grupele Europa League. Eu, părerea mea este ca toată echipa să se mobilizeze și așa știu că se mobilizează doar pe campionat. Faptul că șansele sunt să mergi mai departe și în Europa League îți dă ție șansa ca fotbalist, îți dă șansa să arăți, să demonstrezi și să fii vândut afară, pentru că scopul tău ca jucător este să pleci în străinătate. Mai mulți salarii mari și să-ți creezi un viitor în viață, pentru că în România e mai subțire să-ți creezi un viitor în viață ca fotbalist, mă refer. Afară sunt salarii mai mari și cu totul altceva. E bun 2-2, ca să încheiem, bun 2-2 la Cluj? Din punctul meu de vedere, la Cluj trebuie să iei puncte, nu trebuie puncte. Să pierzi puncte. Da? La Cluj, dacă ai scos un rezultat de egalitate, ai luat punct. E greu. În deplasare, și știți bine că deplasările, toate echipele în deplasare merge să ia punct. Da? Da, corect. Nu cred că merg echipele care joacă în deplasare să vină, domne, mă duc nu știu unde, mă duc să pierd. Nu. Trebuie să mergem să luăm punct. Punct, da. Sau puncte. Despre asta. Da. Eu zic că e un rezultat bun și ai scăpat de deplasarea de la Cluj. Acum trebuie să joci și acasă cu Clujul și să-i bați acasă. Da, probabil încă trei meciuri vor fi ca de obicei. Încă un lucru despre Cluj-Napoca, apoi mergem la un alt subiect. Din nou, în afara peluzei, tribuna a doua plină de suporteri ai FCSB-ului, săreau, cântau, mereu se întâmplă treaba asta. Da, mi-au spus băieții care, eu n-am putut să merg în deplasarea asta pentru că am avut un eveniment și trebuia să fiu acolo. Este vorba de un prieten foarte bun de-al nostru și trebuia să merg măcar eu să fiu prezent acolo. Au mers ceilalți lideri,
Mi-au zis că a rămas iarăși din nou plăcut surprins că tribuna a doua la un moment dat dădea tonul. Da. Am văzut pe fanatic.ro, da. Sunt niște imagini absolut senzaționale filmate de colegii noștri care au fost acolo la stadion și nu zinea să crezi, adică dădeau tonul cei din a doua și preluau cei din a doua. Da. Adică acum mă fac să înțeleg și stau așa surprins că Steaua e iubită și în partea Ardealului, în zona Ardealului, pentru că la noi se făcuse la un moment dat așa o hartă a suporterilor și stăteam foarte bine și stăm foarte bine în zona Moldovei. Stăm foarte bine în zona aia. Mai subțire eram noi în zona Ardealului. Aici era în Ardeal, era Dinamo. Da, uite că Arad, Oradea, Cluj sunt orașe mari unde sunt foarte mulți fani ai campionilor români. Mă bucur că au fost alături de echipă, mă bucur că au venit la meci și au făcut din nou spectacol în tribune și în peluză și au cântat și au fost alături de băieți. Asta L-ai pomenit pe Florin Tănase. Două vorbe, te rog, despre Florin Tănase de când s-a întors. Cum îl vezi? Cum ți se pare? Eu pe Florin îl văd un fotbalist care la momentul ăsta, vă spun sincer, se pregătește foarte bine, rămâne după antrenament, rămâne la sală, după ce termină antrenamentul cu echipa, îl văd cum pleacă la sală, se pregătește foarte bine și el știe că e un pic scăzut în formă până își revine la capacitatea lui maximă. Mă bucur că își ia măsuri pentru a putea intra în formă. Sală exact cum făcea Florinel Coman. Asta l-a ridicat pe Florinel Coman foarte mult și ambiția să meargă la sală, să lucreze, să alerge, să lucreze mușchii ca să poată alerga și despre fotbal, ce să spun, că știe să joace fotbal. Numai că le trebuie această pregătire să fie în totalitate pregătiți. Și el și Tavi Popescu, ne bucurăm pentru ei că merg după antrenament, merg la sală și își organizează programul lor. Ai vorbit de Florinel Coman, mă uitam acum, a fost înlocuit în minutul 74 la scor de 1-0. Astăzi seară Florinel Coman a jucat în Champions League, dragi prieteni. Realizăm această emisiune cu Gheorghe Mustață undeva după ce s-a terminat și meciul din Giulești, dar și partida din Champions League-ul Asiei în Iran. Florinel Coman a fost titular pentru echipa lui Al Gharafa din Qatar, a pierdut 3-0 în primul meci, din păcate. Să sperăm că își va reveni echipa qatareză în următoarele partide. Florinel Coman în Champions League, cum sună, foarte frumos. Gigi, vreau să te întreb un lucru. Chiar Rapid Universitatea Cluj 0-2, dacă vrei să spui părerea, e bine, e rău, în opinia ta, ți-e teamă de Ucluj? A făcut 1-1 în Ghencea cu FCSB-ul, mă rog, a egalat Nistor după ce a dat gol FCSB-ul. Cum ți se pare Ucluj și dacă, nu știu, ca suporter al FCSB-ului, ce spui de un nou eșec al Rapidului? Este strict problema lor acolo. Într-adevăr, Ucluj este la momentul ăsta pe val. Acolo sunt niște jucători foarte buni cu experiență. Se vede clar experiența lui Nistor și a lui Ciu. Se vede clar că băieții au atitudine în teren. În momentul în care ai 2-3 de ăștia ca Nistor și Kipciu, îți dai seama că lucrurile stau altfel. În afară de faptul că sunt jucători care au foarte mare experiență. Clujul la momentul ăsta a devenit pentru multe echipe un pericol, un pericol fotbalistic, ca să înțeleagă toată lumea, să nu se înțeleagă altceva, un pericol fotbalistic pentru multe echipe și să-și pună semnul de întrebare că oricând merge la Cluj sau când vine Clujul la ei, problemă. Mă bucur că fotbalul, mă bucur că...
incredibil, la un moment dat Rapidul 5 minute n-a văzut-o. Deci au pasat de la ultimele 15 minute, că m-am uitat și eu la meci, ultimele 15 minute pasele jucătorilor de la Ucluj nu prea mai știau ei pe unde e mingea, se întorceau și cu toate că Uclujul acolo avea câteva posibilități de a urca și să forțeze golul 3. Dar nu știu ce strategie și-au ales ei, să plimbe mingea, că Doamne ferește la o chestie de genul plimb mingea, e posibil să faci o greșeală și să exact cum a fost la noi, un 2-1 și imediat să vină și golul 2. Dar te teamă de Ucluj, așa în lupta pentru că se îndepărtează Ucluj. E foarte bine că Ucluj, echipele din provincie, e foarte bine că își pun ambiția și fotbalul românesc să crească. Asta este interesul nostru, să crească fotbalul românesc, suporterii să vină la stadion, să umplem stadioanele peste tot. Da? Ucluj nu putem spune că e o echipă nu știu cum. Nu, Ucluj este o echipă iubită, este o echipă veche, cu statut vechi, suporteri la fel. Eu îndrăznesc că Ucluj e echipa Clujului, este mândria Clujului. Este echipa Clujului. Noi, în urmă cu 25 de ani, noi nu jucam cu CFR-ul. Noi mergeam la Ucluj. Despre ce vorbim? Pentru noi, Uclujul este echipa cea mai veche, să nu cumva să stau puțin în afară de bătrâna doamnă, cum se spunea, s-ar putea ca ei să fie cei mai vechi. Nu? Da, 99 sau ceva de gen, nu știu foarte bine. Da. Vreau să te întreb un lucru, urmează, dar ești liniștit ca șef al galeriei campioanei României în acest moment? Ești liniștit sau ești un pic îngrijorat de ceea ce vezi, ca o concluzie așa, după care mergi la europene. Sunt un pic îngrijorat de ceea ce se întâmplă în spate, că nu stăm bine la capitolul puncte. Dar eu sunt liniștit pentru că văd ce se întâmplă în antrenamente, văd atitudinea jucătorilor și atunci sunt liniștit pentru că văd ce se întâmplă acolo. Plus de asta că eu comunic foarte des cu jucătorii, văd anumite lucruri, văd cum se ocupă meme acolo. Cum discută cu jucătorii, pentru că și Meme este genul de om care îi place să discute cu jucătorii, să-i bărbăteze, să-i motiveze, pentru că ăsta e rolul lui ca director sportiv, da, și ca manager. Ăsta este rolul unui manager, să stea, să se uite, să vadă antrenamentele și să discute și cu jucătorii, să discute cu antrenorii, ăsta este rolul lui. Ceea ce văd la fiecare antrenament, că asta face. Urmează meciul cu Petrolul. Spune-mi un pic de organizarea meciului. Unde, când, cum se joacă partida și ce mesaje sunt pentru suporteri? Pentru că meciul cu Petrolul e ultimul înaintea grupei Europa League. Da, cu Petrolul vom juca pe Ghencea. Suporterii știu. Mobilizare. Lumea să vină acum aproape de echipă, pentru că echipa are nevoie de susținere. Noi trebuie să fim alături de ei și să venim lângă echipă, pentru că și meciurile de campionat sunt aceleași, are același obiectiv, campionatul, și să venim alături de echipă, să împingem echipa de la spate, să câștigăm meciul cu Petrolul, după care va veni meciul pe 26, meciul din Europa League. Și atunci mobilizarea pe care a fost până acum, mă refer la vânzarea pachetelor, important este meciul de sâmbătă, dacă nu mă înșel, sâmbătă avem meciul cu Petrolul, alături de echipă, toată lumea. Din nou în Ghencea, din nou terenul prost. E ultimul, cred, în Ghencea. Da, este ultimul. Oamenii trebuie să înțeleagă, și acum haideți să vă spun ceva, că ne uităm peste tot în toată țara, pe toate stadioanele. Terenul, în primul rând, nu e de vină nici ăla, n-are nicio legătură. Am auzit și eu pe cineva care a avut o părere corectă
și o opinie punctuală. După atâta căldură și după atâta soare care au bătut în terenurile astea și în gazonul ăla și îl mai și uzi, iarba se mai usucă, se mai îl mai tunzi, îl mai pământul lucrează, nisipul de desubtul lui lucrează. E normal, s-a mai rupt, s-au jucat meciuri pe el, dar nu numai vorbim, nu numai pe Ghencea. Da? Că m-am uitat, dacă v-ați văzut la Iași, jale mare. Bine, da? A plouat de a rupt acolo. Lasă că a plouat. În general vorbim, toată perioada asta care nici nu a plouat, terenurile au fost clar afectate și din cauza căldurii, pentru că acum cât de mult l-ai îngriji, cât de mult i-ai face, ce... Într-adevăr s-au jucat și meciuri mai multe, dar nu înseamnă acum că a stricat terenul echipa națională sau că l-am stricat noi. E și din cauza anotimpului și cine a vorbit chestia asta, un om cu experiență care se ocupă de stadioanele, de gazoanele după stadioane. Deci nu faci parte din categoria celor de la FCSB care acuză Clubul Sportiv al Armatei că a stricat terenul. Nu, faptul că s-a auzit atunci că înaintea meciului cu noi, cu LASK, nu? Dacă nu mă înșel, s-a auzit că a băgat Ruibiștii. Nu știu dacă a băgat Ruibiștii și a stricat Ruibiștii teren. Da? Astea sunt condițiile la momentul ăsta la stadioanele noastre și restul nu mai contează. Important este să joci fotbal și asta este. 20.000 de pachete într-o zi jumate, ce-ți transmite ție acest mesaj, ce așteptări ai? Crezi că va juca FCSB toate meciurile cu stadionul plin, cele patru? Ieri spunea cineva într-o emisiune pe care am realizat-o, pe canalul de YouTube, spunea că nu va fi plin pentru că e plin internetul de oferte de bilete. Le-au luat ca să le dea mai departe, cele de la meciurile cu RFS. Le-au luat ca să meargă cu United și cu Olympiacos, la altele să nu vină. Nu cred că se va întâmpla asta. Tu ce zici? Ce îți transmite ție faptul că s-au avut atât de multe bilete, pachete? Nu știu dacă procedura este asta, cine a cumpărat pachetele, să-i convină să dea nu știu câți bani și să vândă pe celelalte. Și să ceară o sumă de. Nu cred. Adică se poate întâmpla că... Nici eu nu cred că, la urma urmei, de ce să cumperi când poți să le iei de acolo direct, de ce să iei de la altul? Când poți da, corect. În fine, întrebarea este, crezi că vom juca meciurile acasă cu stadionul plin? Ce simți? Eu cred că vom juca la fiecare meci acasă cu stadionul peste 30.000 de oameni. Iar meciul cu United va fi sold out. Da. Pe 30 ianuarie la anul, dacă mare, bate mult. Exact, ăla e meciul ultimilor ani, după cele cu Ajax, cu Chelsea, că a avut destule această echipă, dar cred că deja te-au nebunit oamenii pentru meciul cu United care e la anul, pentru bilete. M-a nebunit și meciul cu... Nici n-am... Mai e până în Germania și m-au omorât cu mesaje, bilete și... Cum intrăm, le-am explicat oamenilor procedura, să aștepte să se apropie meciul și atunci. Dar după meciul de joi, vom avea la PAOK, da, vom merge în Grecia. Am anunțat și vom mai anunța încă o dată suporterii cum vor putea intra în posesia biletelor. Deocamdată ce am fost anunțat pentru acest meci, am fost anunțat că suporterii din România, cei care mai vin din alte zone ale Greciei, întâlnirea este la port. Uh-huh. În portul din Salonic. La portul din Salonic ne-a dat această informație, acolo să ne întâlnim. Biletele costă 25 de euro, iar informația pe care mi-au dat-o ca să ne strângem la portul Salonic, acolo ne vor prelua cu niște autocare sau autobuzele lor care circulă
cetățenii cu ele. Ne vor asigura aceste autobuze și va plăti fiecare suporter câte 5 euro. Va plăti pentru că ne va duce la stadion și ne va întoarce înapoi la port, ne luăm mașinile. Deci, mulți la port acolo avem spații pentru parcare, să ne parcăm cu toții mașinile și ne suim în autobuze, care autobuzul costă 5 euro de fiecare persoană, ne va duce la stadion, după meci ne va întoarce înapoi la port. Astea sunt informațiile pe care pot să le dau la momentul ăsta, până când nu intrăm în posesia linkului de bilete pentru noi suporterii. Când voi intra în posesia acestui link, prima dată voi asigura biletele membrilor cotizanți de la noi din asociație, vom asigura biletele peluzei membrilor grupurilor, care și ei sunt membri cotizanți, după care împreună cu clubul, împreună cu Peluza Nord, vom afișa link-ul, îl vom posta și pe site-ul clubului, și pe site-ul Peluzei Nord, și pe site-ul Asociației Salva Steaua. Plus pe Facebook-ul meu îl voi posta și ce mai rămâne, oamenii pot intra în posesia. E nebunie și pentru Salonic, crezi că vor fi mulți români? Câți români crezi că vor? Noi avem un număr de 1450 de bilete acolo. Acum cerințele sunt foarte mari pentru că mulți și-au cumpărat. Am fost sunat și unii îmi dau mesaje că și-au cumpărat bilete de avion. Unii că merg cu mașinile, că deja au închiriat mașini, deja și-au făcut mașini, că s-au unit între ei. Da. Și este cerința mare. Deci le dai pe toate. De punctul meu de vedere, cred că mai trebuie. Dar da. Sper să nu lăsăm pe nimeni pe afară. Apropo de autocare, te întreb așa ca o glumă. Am văzut că dinamoviști au luat foc efectiv, că au luat autocarul pe care l-a avut pe CSB înainte. Nu știu, am văzut și eu ceva. Nu știm, dar discuție cu autocarul nostru, le-au luat ei. Nu cunosc foarte bine și nu stăpânesc foarte bine. Ei au vrut așa un pic să dar până la urmă e o firmă care a închiriat și FCSB-ul. Nu e autocarul nostru. Da, autocarul nostru este la bază. Eu știu că Tarsin a închiriat autocarul ei, l-au colantat și Da, corect. Poate și vreodată a mers și noi colantat cu el. Posibil, nu știu. Da. Nu știu, e un subiect. Corect, așa, de amuzament. Acestea erau cele mai importante subiecte pe care doream să le discut cu tine, Gigi, și îți mulțumesc tare mult pentru că o jumătate de oră ai stat de vorbă cu noi pentru cei care accesează fanatic.ro în fiecare zi. Și să vedem ce urmează cu Petrolul, dar mai ales în Europa League cu RFS. Ai stat așa vreo clipă să te gândești la un pahar de apă plată sau minerală? Câte puncte crezi că face FCSB? Ți-ai făcut vreun calcul? Gabi, îți spun sincer, nu că spune că nu m-ar interesa Europa League. Important este ca noi să luăm puncte și să creștem coeficientul. Mi-aș dori ca echipa să facă surprize în Europa. De ce nu? Și mi-aș dori mobilizare totală pe campionat. Dar dacă se pot face puncte și în Europa League, de ce nu? Deci prioritar pentru tine, ca lider de galerie, e campionatul în acest moment. Și ce iese în Europa League e undeva cam pe locul 2, dar bineînțeles că și acolo vrem să luăm puncte. Evident că și acolo vrem să luăm puncte. De ce e pe locul 2 la momentul ăsta pentru mine? Acolo interesul nostru a suporterilor este să mergem bine în campionat și să mergem să luăm campionatul, să tragem la campionat. Interesul lor ca fotbaliști este să demonstreze în Europa, pentru că își arată valoare și poate pleca la o echipă pe un salariu mai bun
și la o echipă mare din Europa. De ce nu? Nu te-ai săturat de explicațiile astea timp de 8 meciuri în campionat? Domne, nu joacă foarte bine pentru că se gândesc la cupele europene. Acum a venit timpul să nu se gândesc la cupele europene și să se gândesc și la campionat. Pentru că în Europa joacă acum. Astea 4 meciuri le joci și indiferent de situație. Nu mai stai să te gândești că, auleu, dacă nu ne calificăm sau ne elimină sau nu mai jucăm deloc. Nu, da. Ești calificat în grupe, îți arăți valoarea. Chiar 8 meci, 4 acasă, 4 în deplasare. Te saturi de fotbal până în ianuarie. Corect. Da. O ultimă întrebare. Accepți orice alt rezultat în afară de victorie? Adică meciul cu Petrolul, musai, obligatoriu, neapărat victorie? Da. Altfel e de rău. E de rău pentru toți. E de rău și pentru noi, e de rău și pentru ei. Pentru că deja te îndepărtezi de la campionat. Avem 9 puncte, suntem în spate rău și eu cred că ai și acea restanță și mai iei și acolo încă 3 puncte, deja te duci la 15 puncte. Te duci și te apropii în zonele de primele locuri. Sigur, e o întrebare ridicolă pentru că au trecut 8 meciuri pentru campionatul României, 9 pentru alte echipe, dar așa, de amuzament și de finalul emisiunii, vreau să te întreb un lucru. Dacă ar fi să fie, deși te cunoști și o să refuz să gândești așa, dacă ar fi să nu fie titlu anul acesta, te-ar deranja să îl câștige Universitatea Cluj sau Oțelul Galați, dar nu altele? Sincer, nu m-ar deranja. Să-l ia Clujul sau Cluj? Cluj? Oțelul, da. Sau Oțelul Galați, nu m-ar deranja. Da. Mulțumesc mult de tot încă o dată. Eu mulțumesc și o emisiune plăcută în continuare. Mulțumim, numai bine. Dragi prieteni, a fost liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, timp de 37 de minute. Mai aveam un pic și făceam o repriză, da? Ne-a schimbat cineva. A sunat și ne-a schimbat. Mulțumim, o seară bună tuturor sau o zi bună, depinde când urmăriți această emisiune. Toate bune!